Dragilor, vă salut cu drag. Vreau să fac acest video în care să îmi explic din activitățile mele și un video în care să explic dacă este MLM-ul sau network marketing-ul, cum se mai numește, dacă este compatibil cu viața de creștin. Și vreau să vorbesc în ideea aceasta, în acest video. De ce? Pentru că probabil vin unii și spun că această activitate, MLM-ul, network marketing-ul, nu este compatibil cu viața de creștin. În acest video vreau să aduc câteva idei prin care vreau să arăt că MLM-ul este după model biblic și voi aduce câteva argumente, nu toate pentru că sunt mai multe, dar cred că cele mai importante le voi aminti, și anume faptul că MLM-ul este după model biblic. Și haideți să vedem. Păi, în primul rând, este ceva benefic. De Scriptură și de învățătura Scripturii nu ne putem îndoi, că știm cu siguranță că Scriptura prezintă ceva benefic pentru viața omului, și anume mântuirea, salvarea din păcat, nevoia de un mântuitor și așa mai departe. Deci Scriptura prezintă ceva benefic. Tot la fel și MLM-ul, network marketing-ul, prezintă ceva benefic, adică niște produse bune, niște servicii bune de care omul are nevoie în viața lui pământească. Nu poate să funcționeze MLM-ul dacă nu are un produs sau un serviciu bun. De ce? Pentru că vă voi spune mai departe cum se promovează MLM-ul. Dar și MLM-ul are produse bune și necesare omului pe pământul acesta cât trăiește în viața aceasta. Apoi, un alt lucru care vreau să vi-l prezint este faptul că se folosește adevărul. Nu ne îndoim că în partea biblică, scripturală, se folosește adevărul. Biblia vorbește despre adevăr și Biblia vorbește adevăr. Creștinii și cei care sunt credincioși trebuie să vorbească adevărul și trebuie să prezinte adevărul. Și în partea spirituală se merge pe adevăr. Adevărul este primordial în viața spirituală și în Scriptură și în Biblie. Tot la fel este și în MLM-ul. Ca să putem să promovăm MLM-ul și ca să putem să spunem despre activitatea în care cei care fac MLM sunt implicați, acolo se vorbește adevăr. Nu se minte, nu se exagerează și nu se spun alte lucruri neadevărate. În toate prezentările care se fac în sistemul MLM, se folosește adevăr și se merge pe adevăr. Dacă am folosit un anumit produs sau un anumit serviciu care îl oferă compania, eu trebuie să spun adevărul dacă mi-a făcut bine sau nu mi-a făcut bine produsul sau serviciul respectiv. Se merge pe adevăr. Așa este în MLM. Nu pot să folosesc un produs sau nu pot să promovez un produs și să nu spun adevărul despre el. De ce? Pentru că în sistemul acesta MLM se promovează produsele de la persoană la persoană. Și același produs sau aceeași activitate, același sistem, același lucru, eu recomand și familiei mele, și mamei mele, și tatălui meu, și fratelui meu, și vecinului meu, și colegului meu de muncă, și prietenului meu, și străinului care nu mă cunoaște personal pe Facebook sau în altă parte, același produs, aceeași activitate o recomand tuturor. Și dacă nu este bună și nu, dacă nu este benefică, ce credeți? Că dacă eu o prezint unui cunoscut cu care mă întâlnesc poate în fiecare zi, nu-mi va bate el obrazul să-mi spună: măi omule, ce mi-ai dat, ce mi-ai oferit, mi-ai oferit ceva rău, ceva care nu-i benefic. Oare nu-mi va bate el obrazul? Cu siguranță da.
este total diferit față de alte persoane care vin și bat din ușă în ușă, vând anumite produse, după care nu mai dai de ei, nu mai știi cine este, nu mai știi de unde să-l iei, dacă cumva produsul respectiv nu a fost bun, nu ai cum să-l găsești ca să-i bați obrazul. Ei, în MLM este diferit. Merge din recomandare de la om la om, de la prieten la prieten, de la cunoștință la cunoștință. Și atunci eu personal nu permit să promovez ceva cunoscutului meu care să nu fie benefic sau ceva care eu să nu fi testat. Mai întâi am testat eu și apoi merg și spun altora. Așa este și, vedeți, și Evanghelia sau viața spirituală. Testez viața cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu. Vezi că este o viață bună, vezi că este o viață benefică. E clar că recomand și altora, măi, împacă-te cu Dumnezeu, trăiește viața cu Dumnezeu, că este o viață mult mai bună decât viața fără Dumnezeu. Ei, se folosește adevărul, spuneam, în sistemul MLM. Un alt lucru sau un al treilea lucru care vreau să vă spun că este după model biblic și aici vreau să citesc un verset din Scriptură, este faptul că se transmite, așa cum spuneam, adineaori se transmite din om în om. Și vreau să citesc aici un verset biblic din Scriptură. Un verset care este foarte ușor de reținut și vă rog să-l rețineți, din 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 2. Deci un verset foarte ușor de reținut, 2 Timotei 2 cu 2. Și spune așa, și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Deci, Evanghelia, ca spunea Pavel către Timotei, Evanghelia care ai primit-o de la mine, în fața multor martori, încredințează-o cui la oameni de încredere. Ce să facă aceștia? Să îi învețe și pe alții. Așa este și MLM-ul. Am primit ceva, o valoare, faptul că niște produse, o activitate, este o activitate care ne ajută bine în viața noastră pământească, să o ducem mai bine. Ei, lucrul acesta, ce trebuie să facem noi? Să-l transmitem mai departe din gură în gură. Cui? La oameni de încredere. La oameni care, pe care mă pot baza. La oameni care știu că și ei au nevoie de ceea ce eu le ofer. Și ce să fac acești oameni de încredere? Și ei la rândul lor să învețe pe alții, să le spun altora, măi uite ce activitate este, în care îți recomand să te implici. Deci și MLM-ul ca și Scriptura se transmite din om în om. Și un alt lucru care vreau să vă mai spun despre MLM, că este după model biblic, este faptul că este în minoritate. Uitați-vă la oamenii creștini față de oamenii necreștini sau care nu-L slujesc pe Dumnezeu. Aceștia sunt în minoritate. Spunea Domnul Iisus Hristos într-o parte în Scriptură că intrați pe poartea cea strântă, căci îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care intră pe ea. Și spune mai departe, dar largă este calea, lată este calea și largă este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Înțeleg de aici că oamenii sinceri, creștini, creștinii reali, după voia lui Dumnezeu, totdeauna sunt în minoritate. Așa a fost pe vremea Domnului Iisus Hristos, așa a fost de-a lungul timpului și așa este și astăzi. Creștinii adevărați, creștinii care se luptă să facă voia lui Dumnezeu, să placă lui Dumnezeu, creștini care să nu înjure, care să nu bea, care să nu curvească, care să asculte Scriptura, să se lupte, să respecte Scriptura și tot ceea ce spune în Scriptură, oamenii aceștia totdeauna au fost și vor fi în minoritate. Mult mai mult sunt ceilalți oameni de afară. Așa este și în MLM. Deși MLM-ul este bun, deși MLM-ul promite și da, într-adevăr, și oferă niște beneficii, foarte puțin oameni sunt cei care se implică.
foarte puțin. Cei care sunt în MLM sunt în minoritate. Așa este, la lucrurile bune foarte puțin trag, la lucrurile rele foarte mult se duc. Dar asta este, așa ne spune Scriptura și așa este realitatea. Și încă un lucru care vreau să vi-l spun în legătură cu MLM-ul, că este după model biblic, este faptul că promite beneficii condiționat. Promite beneficii condiționat. Să știți, și Scriptura ne promite beneficii condiționat. Și vreau să mai citesc și în domeniul acesta un verset, să vedeți că este așa cum spun, și anume în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1, spune așa: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, și acum este important, dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Deci spunea Pavel, vă fac cunoscut Evanghelia pe care ați primit-o și prin care sunteți mântuiți, prin care sunteți mântuiți, și spune mai departe, dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o. Adică noi suntem mântuiți dacă respectăm principiile biblice. Dacă nu respectăm principiile biblice, cum spune mai departe, degeaba ești trecut într-un registru de membri, într-o oarecare biserică sau cum o numești. Degeaba ești trecut undeva dacă nu respecti principiile biblice. Biblia ne oferă promisiuni, dar promisiunile acestea sunt condiționate. Nu înseamnă că dacă gata m-am dus și eu și m-am trecut într-un registru, într-o anumită biserică, gata, viața spirituală mi este asigurată. Nu! Dacă respect principiile biblice, da, atunci mi este asigurată. Așa este și în MLM, să știți. Și în MLM se promit lucruri benefice. Se promite o viață bună, se promite bani mai mult, se promite independență financiară, se promite să trăim o viață mai bună, să nu ne mai pensionăm la 40, la după 60 de ani, 65 de ani și cu o pensie de mizerie. În MLM ni se promite că putem ajunge la independență financiară mult, mult mai repede. Dar și MLM-ul este condiționat. Ni se promit lucrurile acestea dacă respectăm pașii care ne sunt recomandați. Deci dacă facem ceea ce ni se spune în MLM, atunci da, 100% garantat și sigur, vă pot promite aici public că într-adevăr puteți avea beneficii enorme. Dar numai dacă se respectă pașii recomandați. Dacă nu, degeaba m-am înscris la o anumită companie, degeaba am intrat într-un MLM, că dacă nu fac ce trebuie, atunci nu merge activitatea. Și ce face omul? Vine și dă vina pe companie, pe echipă, pe unul, pe altul. Lasă-mă că m-am convins și cu MLM-ul acesta că nu-i ce trebuie. Da, dar eu nu am făcut sau tu nu ai făcut pașii care ți s-au recomandat. Deci așa este și MLM-ul, ne promite beneficii condiționat. Deci cam acestea au fost ideile care am vrut să vi le arăt, faptul că MLM-ul este după model biblic, și anume faptul că are ceva benefic, faptul că se folosește adevărul în MLM, faptul că se transmite din om în om, faptul că se lucrează în echipă, și aici vreau să vă spun scriptural, Domnul Iisus Hristos, când s-a rugat în grădina Ghețiman pentru ucenici, a zis: Doamne, mă rog ca tot să fie una, cum și noi, Tată, suntem una. Deci Domnul Iisus Hristos vrea ca Evanghelia și lucrarea în biserică să fie făcută în echipă. Așa este și în MLM, se face în echipă. Apoi, MLM-ul este în minoritate, ca și biserica, ca și Evanghelia.
iese în minoritate. MLM-ul promite beneficii, dar condiționat. Și mă voi opri oferindu-vă un bonus. Adică câteva certitudini la care chiar vreau să meditați. Și anume faptul că Dumnezeu nu ne vrea să fim săraci sau în lipsă. Dumnezeu nu ne vrea săraci sau în lipsă. Nu am găsit în Scriptură în care Dumnezeu ne vrea să fim săraci, să fim în lipsă. Dimpotrivă, eu cred, un copil de rege, așa suntem creștinii, copii ai lui Dumnezeu, un copil de rege să fie în lipsă, să fie sărac, nu știu dacă se potrivește, dar Dumnezeu nu ne vrea săraci sau în lipsă. Dumnezeu, de asemenea, pune bază pe suflet, dar și pe trup. Nu se neglijează în Scriptură viața trupească sau viața pământească. Nu se neglijează. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu pune bază atât pe suflet, dar și pe trup. Deci nu trebuie să ne neglijăm nici trupul acesta. Spune Scriptura, trupul nostru este templul Duhului Sfânt și dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl va nimici pe el. Așa scrie în Scriptură. Unde? Știu unde, dar vă las pe voi să căutați, să vedeți că așa este. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Oare trebuie să-l îngrijim? Oare trebuie să fim atenți ce mâncăm, ce băgăm în noi, cum îl îngrijim? Sau ce, cu ce ne hrănim? Sau câtă bază punem pe el? Oare trebuie? Eu consider că trebuie. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Deci Dumnezeu pune bază atât pe suflet cât și pe trup. Vreau să mă opresc la acestea. Văd că m-am lungit, dar am vrut să fiu cât mai explicit, și anume faptul că MLM-ul nu se combate cu viața de creștin. Dacă cineva este creștin pocăit și folosește sau promovează MLM-ul, să știți că este după model biblic și este după voia lui Dumnezeu. Cât atâta timp cât activitatea sau lucrurile care le facem sunt cinstite, sunt pe cale legală, sunt curate în fața legii și în fața lui Dumnezeu. Nu se minte, nu se fură și nu se fac alte lucruri urâte. Atâta timp cât lucrurile care le obținem, le obținem pe cale cinstită și legală, eu cred că Dumnezeu le acceptă. Și Dumnezeu a avut oameni prosperi sau bogați, cum vrem să-i numim, atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, cât și de-a lungul istoriei, are și astăzi și va avea și în viitor. Dumnezeu are, a avut și are tot timpul oameni prosperi sau oameni bogați. Deci înseamnă că a avea, a fi mai prosper, nu este o greșeală și nu este un păcat înaintea lui Dumnezeu, atâta timp cât aceste lucruri le obținem pe cale cinstită. Dacă vreți să cunoașteți activitatea în care eu sunt implicat, cu mare drag vă aștept alături de mine. Vom discuta, vom colabora, vă arăt ce și cum trebuie să facem și vom face lucrurile împreună, așa după cum cere și Scriptura, așa cum vrea Dumnezeu, și să fim plăcuți și curați și în fața oamenilor. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă doresc toate cele bune și numai bine să aveți în viață. La revedere!